cineva ți-a introdus în cap ideea asta și acum crezi că de fapt este ideea ta. Trebuie să te duci la cauză, să-ți dai seama cine ți-a băgat chestia asta în cap și să o scoți din rădăcină. Pe când femeile gândesc mult mai rațional și sunt studii cum că femeile gândesc mai rațional. În schimb, nu am găsit studii în timpul limitat pe care l-am în care să spună că bărbatul are cumva ceva mai mult în creier, o substanță, orice, celule în plus, dracu știe, care să arate că bărbații sunt mai inteligenți decât femeile. Nu există așa ceva. Repet încă o dată, tu nu te-ai născut cu ideea nu pot să fac afaceri, nu pot să devin politician, nu pot să devin ministru sau primar sau orice altceva. Cineva ți-a pus în cap ideea asta și tu trebuie să-ți dai seama cine ca să poți să-ți o scoți din cap. Soții și tata sunt de obicei cei mai influenți în viața unei femei. Salutare tuturor! Acest videoclip este mai mult pentru doamne, pentru domnișoare, pentru că astăzi este ziua lor, este 8 martie și vreau să le urez un sincer la mulți ani și vreau să profit de ocazia asta să discut puțin despre o idee tâmpită a societății care ne bântuie de sute de ani, mii de ani chiar, care spune că femeia este mai mult sau mai puțin inferioară bărbatului. Vreau să vă introduc puțin în poveste ca să înțelegeți unde mi-a venit ideea asta. Acum câteva săptămâni am avut o consultație cu o doamnă și cam de fiecare dată când am consultații, la început, cealaltă persoană îmi spune câteva cuvinte despre ea. Nu este neapărat o regulă, dar cam așa se întâmplă, un fel de introducere. Spune cine este, cu ce se ocupă, cam cât timp liber are, cum se descurcă cu limba engleză, cum crede că i s-ar potrivi tipul ăsta de business și așa mai departe. Așa, și la fel și doamna de care vorbesc a început să vorbească puțin despre ea, printre care spune, femeie fiind, am avut mult mai multe greutăți și din prima mi-am făcut ceva în creier. Și bineînțeles, nu am zis nimic, am lăsat să continue, dar după vreo 50 minute, din nou, în alt context, a introdus chestia asta. Femeie fiind, am avut problemele mele și așa mai departe. Și am oprit-o și am întrebat-o că de unde are ideea asta, că din cauza că este femeie, îi se întâmplă anumite lucruri. Și a început puțin să-mi explice, mai ales ținând cont că discutam despre un model de business, spunea că era ceva de genul că ea de mult și-a dorit să facă ceva, dar din cauza că e femeie nu a primit suport, bai din partea soțului sau din partea familiei, sau venea cu anumite idei, dar femeie fiind nu o băga nimeni în seamă, ca și cum nimeni nu-i dădea credit doar pentru că era femeie. Doamnelor, din punctul meu de vedere, o femeie este de 10 ori mai inteligentă decât un bărbat și în scurt timp o să vedeți cum îmi susțin punctul ăsta de vedere. Dar trebuie să aveți mereu în minte faptul că nu este niciun studiu care să confirme că creierul bărbatului este diferit de creierul femeii sau că bărbații sunt mai inteligenți decât femeile. Nu este așa, este pur și simplu o idee tâmpită, preconcepută în societate de mult de pe vremuri, care din păcate încă este și astăzi, cum că bărbații ar fi superior femeii. Este cea mai mare prostie. În schimb, există studii care arată că femeile au idei mai bune decât bărbații. Ura față de rase, ura dintre sexe este un subiect care mă disperă. Mă face să înțeleg că trăim într-o lume de sălbatici, într-o lume de în care oamenii nu sunt capabili să gândească singuri, de la sine, și se folosesc de niște idei preconcepute ca să facă situația să fie în avantajul lor. Pentru că vă spun sincer, un bărbat, un tată, un frate sau orice care vine și spune că tu nu poți să faci un lucru, să nu poți să-ți începi un business doar pentru că ești femeie, ăla este mult mai slab pregătit decât tine. S-ar simți înjosit ca el toată ziua să stea la bere și tu să faci bani din afacerea ta. Nu există nicio diferență între bărbați și femei, mai ales la inteligență. Nicio diferență. Totul ține de cât de mult te antrenezi tu pe tine. Dacă iei un bărbat și îl pui să citească 10 cărți și iei o femeie și o pui să citească 10 cărți, amândoi au șanse egale să reușească în viață. Sau să reușească să își deschidă afacerea care o vor sau să atingă goal-urile pe care ei le vor. Nu ține de bărbat
nu ține că sunt bărbat, a, ok, eu am nevoie doar de o carte, femeia are nevoie de 10 pentru că e mai proastă. Cel mai grav este când accepți tu acest lucru. Ți-a fost băgat în cap de mică, de altcineva, pentru că, hai să spun un lucru, tu nu te naști cu ideea, bă, sunt prost. Sau nu te naști cu ideea, eu nu pot face asta, nu pot să fac aia, nu cred că aș reuși să fac asta, eu sunt un nimeni și pot doar să cresc copii și să fac mâncare. Cineva ți-a introdus în cap ideea asta și acum crezi că de fapt este ideea ta. Trebuie să te duci la cauză, să-ți dai seama cine ți-a băgat chestia asta în cap și să o scoți din rădăcină. Pentru că nu este normal să ai gândirea asta. Nu vreau să fiu dur, dar chiar așa este. Și așa trăim într-o societate de căcat în care până nu de mult timp femeile pentru același job primeau salariu mai mic decât un bărbat care făcea același job. A cam început să dispară chestia asta, dar încă mai este. Chiar și în Germania sunt firme care procedează așa și sunt sigur că peste tot în lume, dar sper din suflet ca în curând să dispară lucrul ăsta. Până nu de mult femeile nu puteau face politică, femeile nu puteau face nu știu ce și uite că ne-au demonstrat că femeile sunt top. Și acum vreau să revin la partea în care am zis că din punctul meu de vedere femeile sunt mai inteligente sau mult mai descurcărețe decât bărbații, dar știți cum? De multe ori. Și culmea, de chestia asta mi-am dat seama singur, doar gândindu-mă logic, dar nu am găsit nimic pe internet despre asta, adică sunt 11.000 de articole, dar nu am găsit nimic despre chestia asta pentru că am vrut să mă informez puțin, să vă dau niște cifre, dar nu am găsit nimic despre ideea asta și cred cu tărie că am dreptate. Sună ciudat, dar stați să vedeți despre ce este vorba. Din punctul meu de vedere, totul pleacă din copilărie. Din punctul meu de vedere, programarea copilului care mai târziu devine adult cu mentalitatea direcționată într-un loc pleacă, bineînțeles, din copilărie. Sunt 11.000 de familii care au un băiat și o fată, copii. Când amândoi vin de la școală, de obicei, în 99,9% din cazuri, băiatul își ia bicicleta și pleacă pe stradă să se dea cu bicicleta, fata se duce în bucătărie să o ajute pe mama. Fata are curățenie de făcut, fata are de gătit, fata are de făcut chestii. În 99% din cazuri, tot în 99% din familii, băieții sunt mult mai încurajați că pot să facă un lucru de către părinți decât sunt fetele. Că, cum să vă spun, dacă sunt familii, aici mă refer mai ales la familii care au doi copii, un băiat și o fată, cel puțin. Dar sunt familii și care au doar o fată și spun: ce, tu vrei să te joci cu mașinile, dar tu ești băiat? Ia-ți păpușile. Sau vrei să te joci fotbal cu băieții, dar ce, tu ești băiat? Ia pune și șterge praful la tine în cameră. Ideile astea sunt băgate în cap cu forța încă de când copiii au mintea fragedă și ei cresc având mentalitatea asta. Și în schimb, de câte ori auzim în familie unde îi cel puțin un băiat? Da, tati, du-te, tu poți. Vrei să devii fotbalist, poți să devii ce vrei tu în viață. Vrei să devii doctor, vrei să devii avocat, vrei să devii președinte, copiii vor să devină astronauți. Da, tati, tu poți să vii. Da, tati, da, tati, da. Primește confirmare copilul, procesează, câștigă încredere în el că el poate. Dar în schimb o vede pe soră sa care nu poate să facă. O fată nu ar prea putea pentru că îi se pun limite de către părinți. Repet, când vedeți acest videoclip și mai ales o să-l vedeți și mulți bărbați și poate că mulți o să comentați, trebuie să vă gândiți la mase de oameni, nu să vă gândiți ce este la voi în casă, să ziceți că la fel cum ambiționați băiatul, așa vă ambiționați fata să facă anumite lucruri. Trebuie să vă gândiți la masă, la masa globului dacă se poate, dacă nu, măcar în România. Să vă uitați în jurul vostru ce fac băieții în anumite familii și ce fac fetele din aceleași familii. Și acum, poate că o să vă șocheze, doamnelor, ceea ce vă spun, dar s-ar putea ca pentru unele dintre voi acest blestem de a trăi într-o societate în care se crede, atenție, se crede că femeia este inferioară bărbatului, ar putea să fie cel mai bun lucru care vi se întâmplă. Pentru că sunt foarte multe femei care din cauza societății s-au ambiționat
să demonstreze că sunt mai bune decât bărbații. La multe, multe sporturi, la multe, multe, în politică, în afaceri mai ales, și lista este lungă. Cunosc personal familii în care sunt mai mulți frați, sunt 2-3 băieți și o fată, din cauza că fata a fost tot timpul marginalizată, tot timpul a trebuit să facă treaba casei cu mama, a trebuit să facă mâncare, că așa o învață mama, pentru că așa a trăit și ea când era mică și fata sau femeia trebuie să aibă grijă de casă, așa își învață și fata, bineînțeles. Pe schimb, pe când băieții și-au rolele, se duc și se dau cu rolele, se dau cu bicicleta, se duc la fotbal, bla bla bla, fata are mult mai multe lucruri de făcut când e copil decât are un băiat. Și atunci ea vede lucrul ăsta și se poate ambiționa. Și după cum am spus, știu foarte multe familii, exemple reale, în care fata este de 10 ori mai bună la învățătură decât băieții. Doar pentru că băieții sunt îndobitociți, sunt cocoloșiți. Credeți-mă, crește asta oricum o vedeți peste tot, nu trebuie să vă spun eu, dar când ești cocoloșit, când stai numai în safe zone, niciodată nu vei evolua. Când tot timpul ești împins în zone de disconfort, atunci te zbați și atunci evoluezi. Te zbați să ieși din zona aia de disconfort și într-un final zona de disconfort ajunge o zonă de confort și pentru tine, dar ești mult mai evoluat decât ăla care rămâne în zona lui de confort, ăla care vine mereu plângând la mama pentru ceva. Și în cele mai multe cazuri, astea sunt băieții. Ok, ăștia, copiii cresc. Fata a crescut cum a crescut, s-a zbătut, a învățat bine, bla bla bla, urmează o facultate sau își urmează visul sau pur și simplu devine o femeie în toată firea. La fel băiatul, ajunge un bărbat în toată firea. Câți bărbați cunoașteți voi super dependenți de femei? Nu sunt în stare nici măcar să-și țină o casă curată, nu sunt în stare să gătească, nu sunt în stare să se întrețină. Știu 11.000 de cazuri și stau într-un oraș mic, credeți-mă, dacă întind mâna, am ieșit din orașul meu, atât de mic, orașul unde am crescut eu în România. Dar știu 11.000 de bărbați care au fost single, uscați ca paiu, până în momentul când s-au însurat și au început să prindă puțină formă. Bărbații sunt praf, pentru că, din nou, vorbesc la masă, vorbesc la procentaje și așa mai departe. Nu te gândi tu că ești bărbat care te uiți, că ești unul care știe să gătească, care știe să facă curățenie și crezi că tu faci diferența. Nu, vorbesc la masă. Bărbații sunt praf pentru că în copilărie au fost cocoloșiți, în copilărie li s-a spus că ei pot să facă orice, în copilărie au fost învățați că dacă ai o problemă vii la mama, dacă ai o problemă o rezolvă tata, pe când fetele în cele mai multe cazuri au fost nevoite, unu, ori să se descurce singure, ori să obțină ceea ce doreau cu mult mai mult efort decât un băiat. De aceea spun că acest blestem în care ne învârtim cu toții și care sper din suflet să dispară, ar putea să fie cel mai bun lucru care vi se întâmplă, pentru că vă poate face să vă ambiționați și să munciți mult mai mult decât ăia care sunt cocoloșiți mereu. Pentru că ăia, statistic, sunt dobitoci. Și aici mă refer bărbații. Până la urmă, bărbații au futut lumea. Bărbații pornesc războaie doar să arate că au ego-ul mai mare, pe când femeile gândesc mult mai rațional. Și sunt studii cum că femeile gândesc mai rațional. În schimb, nu am găsit studii în timpul limitat pe care l-am în care să spună că bărbatul are cumva ceva mai mult în creier, o substanță, orice, celule în plus, dracu știe, care să arate că bărbații sunt mai inteligenți decât femeile. Nu există așa ceva. Dar tu, având o copilărie aiurea, din punctul meu de vedere, și mai ales am observat asta la toate femeile de succes. Ori au avut copilărie de căcat, ori pur și simplu după ce au crescut și au dat piept în piept cu societatea, s-au simțit atât de josnice sau au fost făcute să se simtă atât de josnic, încât a trebuit să se forțeze, să învețe mai mult, să pună practică mai mult ca să se ridice peste concurența masculină și să devină mai bune. Dar, dragile mele, dar acest videoclip nu o să aibă niciun sens dacă nu vă scoateți voi singure. În primul rând, primul pas este să vă scoateți singure ideea că sunteți inferioare bărbatului din cap. Începeți cu voi, apoi încercați să schimbați ceva. Pentru că dacă vreți să aplicați pentru un job și ziceți, dar asta e pentru bărbați, nu cred că am șanse,
gândirea negativă vă ține în spate. În primul rând, scoateți-vă, vă rog, ideea din cap că sunteți sub orice formă inferioare bărbatului, pentru că nu sunteți. Absolut orice vreți să faceți în viață, puteți. Dar totul pleacă de aici. Cam atât am avut de zis în acest videoclip. Am să mai vorbesc despre lucruri de genul ăsta, pentru că, sincer, pe mine mă enervează și mă deranjează societatea. Nu am eu audiență foarte mare, dar cât pot și la câți oameni pot să ajung, aș vrea să le schimb puțin mentalitatea, pentru că am puterea să observ oamenii din jurul meu și văd foarte mulți bărbați, dacă tot suntem la acest subiect, care se ascund în spatele acestei idei preconcepute că bărbații sunt superiori, când de fapt ei sunt proști de put. Ce trebuie femeie? Trebuie afaceri? Du-te și fă mâncare, că nu mai este. Pentru că el, din punct de vedere intelectual, el n-ar putea să facă lucrul ăsta. Și atunci aruncă neputința lui pe voi, vă descurajează și, auzind lucrurile astea în fiecare zi, de multe ori, fără să vă dați seama, ajungeți să credeți aceleași lucruri voi, femeilor, despre voi. Scoateți-vă ideea asta din cap, dați-vă seama de unde a intrat. Poate să vă intre în cap de la un tată, poate să vă intre în cap de la o mamă chiar, pentru că ea are în cap ideea asta de pe altundeva, de la un frate, de la un unchi, sunt multe posibilități. Trebuie să vă dați seama cine v-a repetat mereu că nu poți să faci un lucru, ca tu acum să fii sigură de tine că tu nu poți să faci un lucru. Este foarte deep și îți trebuie ceva timp de gândit ca să-ți dai seama, ca să poți să ți-l scoți din cap. Repet încă o dată, tu nu te-ai născut cu ideea nu pot să fac afaceri, nu pot să devin politician, nu pot să devin ministru sau primar sau orice altceva. Cineva ți-a pus în cap ideea asta și tu trebuie să-ți dai seama cine, ca să poți să ți-o scoți din cap. La mulți ani încă o dată, vă doresc tot binele din lume și mi-aș dori ca în viitorul apropiat totul să se egalizeze. Să vedem atunci ce fac bărbații. Pa, pa! Și am o singură rugăminte. Dacă cumva printre cei care urmăresc videoclipul sunt și bărbați, ceea ce conform statisticilor din Analytics sunt foarte mulți bărbați care mă urmăresc. Și dacă crezi că ești pe aceeași lungime de undă cu mine și consider că soția ta, prietena ta, o mătușă, o verișoară, orice, poate mai mult decât să aibă mentalitatea că treaba ei este să aibă grijă de casă, de copii și de bucătărie, dă-i un share la acest videoclip. Mai ales dacă știi că această persoană de sex feminin din viața ta are potențial uriaș, dar se lasă descurajată de societate sau de soț sau de tată. Soții și tata sunt de obicei cei mai influenți în viața unei femei.